Cetățenii noștri au fost bombardați practic fiecare zi cu informații false. Astfel că părerea lor a fost schimbată și a modificată așa cum au vrut ei. Relația cu Plahotniuc este demonstrată și de faptul că mulți dintre primarii Partidului Democrat au susținut și au făcut campanie, au îndemnat oamenii mai mult sau mai puțin deschis să-l voteze pe Igor Dodon. Este și cazul primarului de la Stepsoci, care în ziua legilor a agresat un observator de la PAS, da? Deci sunt niște lucruri foarte evidente. Totodată, campania aceasta agresivă a lui Dodon a avut și niște costuri foarte mari. În declarația privind cheltuielile, Dodon a indicat cifre de 5 milioane de lei. Mai multe organizații care au monitorizat, de fapt, procesul spun că cifra ar fi mult subestimată și ar trebui să fie cam de două ori mai mare, deci 10 milioane de lei. Iarăși mă întreb de unde are Dodon atâția bani, luând în considerație că el este susținut de părinți financiari. Am auzit aici o părere din Bahamas, într-adevăr. Este cunoscut și aproape demonstrat că banii pentru Partidul Socialiștilor și pentru Igor Dodon au venit din Rusia printr-o companie offshore din Bahamas. Este ilegal. Legea Republicii Moldova interzice acest lucru, însă instituțiile care trebuie să pedepsească, trebuie să se autosesizeze tac. Atât CEC-ul, Comisia Electorală Centrală, cât și Procuratura sau Serviciul de Informații și Securitate nu au venit cu nicio reacție și nu au pedepsit pe nimeni pentru această ilegalitate. Este un lucru anormal care nu trebuie să se întâmple într-un stat democratic. Vorbind despre nemijlocit ziua legilor, probabil atunci s-au întâmplat cele mai mari fraude și ilegalități. Vorbim aici despre zeci de mii de cetățeni de-a noștri din străinătate, din diaspora, care nu au putut vota, cărora li s-a restricționat dreptul de vot, din cauza că nu au fost deschise suficiente secții de votare peste hotare. Pe de altă parte, și la Moscova, de fapt, au fost organizați și aduși oamenii cu autocarle ca să voteze pentru Igor Dodon. În Republica Moldova, însă, cetățenii transnistreni au avut acces practic nelimitat la votare, la secții de vot și au fost iarăși aduși cu autocarele și plătiți în cazuri documentate practic de către jurnaliști în care oamenii spun clar că au fost plătiți cu sume între 100 și 300 de lei moldovenești pentru vot. Iarăși este chestie care nu este permisă și prin metode mici se fraudează alegerile, mici și mari. Sunt multe cazuri pe care poate noi nu le cunoaștem și metode prin care s-au falsificat aceste alegeri. Vorbim aici și despre inversarea voturilor, știți acele cazuri din trei localități, care până la urmă CEC-ul a recunoscut această eroare. Dar câte cazuri noi nu cunoaștem și aceste cazuri nu au fost, între ghilimele, reparate. Dacă să ne referim la alegeri, cu siguranță putem spune că aceste alegeri au fost fraudate. Și iarăși nicio instituție de stat, nicio instituție din Republica Moldova nu a venit cu o declarație, cu o explicație, nu a recunoscut și nu a venit cu nicio reacție. Noi astăzi protestăm, cum a spus și Anatol, împotriva acestor alegeri falsificate. Noi protestăm împotriva conducerii Comisiei Electorale Centrale și a Ministrului de Externe, care noi credem că trebuie să-și dea demisie pentru incompetență. Există precedente, de exemplu în România în 2014 la alegerile prezidențiale, când iarăși diaspora românească nu a putut vota, doi miniștri și-au dat demisia, unul în primul tur și unul în al doilea tur. Oare este posibil la noi așa ceva? Noi, tinerii Moldovii, am ieșit și luni la proteste, am ieșit și marți, ne-am asumat și organizarea acestui protest. Noi suntem tinerii Moldovii și nouă ne pasă de viitorul nostru. Noi suntem tinerii Moldovii și de fiecare dată vom ieși la protest când lucrurile nu vor merge corect în Republica Moldova. Noi ieșim la protest împotriva lui Dodon. Pentru că Dodon nu este președintele meu. Dodon nu poate fi președintele meu. Este Dodon președintele vostru? Este Dodon președintele vostru? Vom sta noi pasivi acasă și vom privi din fața televizorului acest cir și acest spectacol pe care ne-l regizează politicienii? Nu! Noi ieșim la protest și vom ieși în continuare. Vă mulțumesc pentru prezența și pentru tărie de caracter de care ați dat dovadă.
Cu siguranță, prin perseverență și prin insistență, noi vom câștiga. Pentru că Dodon nu e președintele meu. Vă mulțumesc! Jos Dodon! 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 Bună ziua! Numele meu este Vitalie Pisăcaru. Sunt de aici, de Chișinău, de loc. Am învățat în România 5 ani și m-am întors acasă. M-am întors acasă și să ajut Moldova. Însă se pare că sistemul vrea să-mi fure această șansă. Vrea să plec de aici. În momentul în care în Republica Moldova situația este care este, noi ce ar trebui să facem? Chiar dacă suntem puțini astăzi, eu cred că noi trebuie să avem încredere în noi înșine și să nu cedăm, să ripostăm. Cred într-adevăr că rezistența este cheia succesului, perseverența noastră. În momentul în care alegerile au fost fraudate, noi ieșim în stradă. În momentul în care Dodon va fi investit de Curtea Constituțională, noi ieșim în stradă. În momentul în care Dodon va încerca să federalizeze Republica Moldova, să persecute protestatarii, să ne schimbe istoria, să ne schimbe limba, noi ieșim în stradă. Trebuie mereu, constant, să punem presiune pe politicieni. Trebuie să știe că cetățenii veghează asupra acțiunilor lor. Trebuie să se teamă de noi, dacă vreți. Ce vom reuși? Vom reuși, noi cei care suntem aici, alături de cei care sunt astăzi acasă, vom reuși să învinge sistemul. Cel mai mult știu că am fost un regim al lui Voroi, un regim comunist timp de 9 ani și am scăpat de el, am dat jos. Dar din păcate nu am pus pe alții mai buni în loc și nu trebuie să repetăm aceeași greșeală ca în 2009. Poate că politicienii din Republica Moldova nu sunt soluția. Poate că după ce scăpăm de Plahotniuc, de Dodon și de ceilalți, ar trebui să vedem o soluție mai bună decât să schimbăm pe unii politicieni moldoveni, pe alți hoți și mincinoși. Îmi spune lumea aici, noi suntem pe internet, pe toate rețelele de socializare acum și oamenii noștri moldoveni, noștri de peste hotare, comentează și ne transmit mesaje de salut, cum a spus și Anatol, astăzi în multe capitale și orașe europene, ne sunt ambasade, consulate, moldovenii noștri protestează. Acești oameni au plecat nu de viață bună, ei au plecat să transmită bani aici pentru ca copiii lor și părinții lor să aibă ce mânca. Eu vreau ca noi împreună cu toții să avem demnitatea și puterea necesară ca în 2, în 3 ani să oferim acestor oameni care au plecat și care săptămâna trecută, duminică, au fost eroi, mergând mii de kilometri până la secțiile de vot, să le oferim oamenilor plecați din Moldova o șansă de a reveni acasă, de a-și construi un viitor aici, pentru ei, pentru noi, pentru copiii noștri. Și asta înseamnă să rezistăm și să luptăm. În momentul în care conducerea încearcă să ne închidă gura, să ripostăm. Acest Dodon care este înfățișat aici ca un porc ușor pe afișele voastre, nu este președintele nostru. În momentul în care săptămâna viitoare Curtea Constituțională îl va investi, noi tinerii Moldovei vrem să protestăm în continuare. Investirea lui se va face la Palatul Republicii. În ziua în care va avea loc investirea lui, de păcate dacă va avea loc, noi vă chemăm pe voi, pe toți care sunteți aici, cei care sunt acasă astăzi, să iasă să protesteze. Să-i stricăm acest uticulos ziua în care el o să vrea să sărbătorească. Să ieșim la un protest masiv care să-i strice în Dodon sărbătoarea de investire. Și să-i arătăm că el nu este președintele nostru. În momentul în care va fi el investit, să facem acțiuni, să strângem semnături, spre exemplu, pentru ca acesta să fie demis. Avem
exemplul României, în care președintele a fost supus de două ori la referendum. Și dacă referendumul va fi câștigător pentru Dodon, asta este, înseamnă că ne merităm soartă. Dar dacă nu, înseamnă că putem schimba lucrurile și în 2-3 ani să schimbăm radical lucrurile în Republica Moldova, astfel ca să ne putem făuri în viitor aici, atât pentru noi, cât și pentru cei care astăzi sunt plecați. Asta este, mesajul meu a fost scurt și, în concluzie, trebuie să rezistăm, trebuie să nu capitulăm. În momentul în care Dodon este investit, noi, tinerii Moldovei, vă așteptăm la palul Parlamentului pentru un protest mare, mult mai mare ca cel de astăzi. Să-l investească noaptea. O să vedem. Ideea centrală este să nu cedăm și revendicările noastre să le cerem în continuare. Să-și dea demisia oamenii care au permis fraudarea alegerilor și acest Dodon să nu ajungă președinte. Vom striga demisia pentru CEC, pentru ministrul de externe și pentru întreaga clasă politică din Republica Moldova. Demisia! 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 După cum am anunțat, acum fiecare persoană din cadrul protestului care dorește să se expune pe marginea protestului este binevenit să o facă. Avem deja aici primul doritor. Avem aici primul doritor deja. Dumneavoastră al doilea, da.